Numele Tatăl și a Fiului și a Sfântului Duh, Părinții, Părinții, Iubiți, Părinții, Creștini, ca de obicei la marele praznice, a doua zi după praznicul respectiv, servăm pe sfinții sau persoanele care au avut legătură directă cu praznicul. Pentru că în timp ce praznicul naștere, de pildă, reia momentul istoric al nașterii lui Hristos pe pământ, de pildă, soborul Maicii Domnului Hristos, acum ne pune în prezență actuală în împărăția cerului. Deci praznicul ne ajută să ne rememorăm un moment din viața Mântuitorului, soborul care facem a doua zi, deci praznicul este o rememorare, soborul este o ridicare a noastră din prezent, din prezentul concret la prezentul împărăției cerului. Acum, ceea ce se citește Evanghelia, se citește despre continuarea ceea ce s-a întâmplat la naștere. Și aseară am ascultat și eu sinaxarul zilei nașterii și am aflat și eu, pentru prima dată în atâția ani, că din perspectiva Sfintei Tradiții, așa cum este cuprinsă în vieții Sfinților, magii au ajuns cam la un an după ce Hristos a născut. Au venit acolo, la Betlehem, și l-au găsit în casă. Deci nu la câteva zile, nu la câteva luni, ci la un an după aceea. Important această termen de un an. Au fost 9 luni, știți că nu avea așa mare precizia aceasta cu care noi ne mândrim și la care ținem foarte mult, care nu are, de fapt, nu este totdeauna edificatoare din punct de vedere al mântuirii, precizia aceasta nu se reflectă totdeauna în textele biblice. Și nu reflectă totdeauna textele biblice, pentru că nu are importanță din perspectiva mântuirii. Nu a fi fost un an, a fost 9 luni, o fi apărut steaua în momentul în care s-a produs la Nazaret buna vestire, și Hristos s-a zămislit în pântece Sfinte Fecioară. Nu știm. Fapt e că vreme de un an au stat în Betlehem, sau aproximativ un an au stat în Betlehem, acolo Hristos și cu Sfânta Fecioară și cu Iosif. Au trebuit să fugă de acolo înștiințați de îngeri, pentru că odată ajuns în Ierusalim, cei 3 crai, Irod a crezut că puterea lui politică este pusă la încercare și își va pierde puterea. Aici mi se par lucrurile cele mai importante pentru noi acum. Din păcate, deși orice om poate să vadă duhovnicește viața, pentru că orice om există această conștiință a vieții duhovnicești, din păcate, din diferite motive, avem tendința să pierdem vederea duhovnicească și să dezvoltăm și să avem o perspectivă asupra vieții din prisma valorilor proprii care nu sunt duhovnicești. La Irod cel Mare, valoarea cea mai importantă era puterea lui. Și atunci tot ceea ce făcea el, sau aproape tot ceea ce făcea el, era determinat de această apărare a puterii politice. Bun, niciun dintre noi nu avem o asemenea putere. Iarăși, ne aducem aminte că Irod cel Mare era mare raportat la Israel, nu raportat la Imperiul Roman sau la imperiile din lumea aceea. Dar pentru ei, acolo, în Ierusalim, era un mare constructor și avea și ceva mai multă putere decât înaintașii săi, încredințat de către romani. Deci, nu avem o putere similară. Numai că trebuie să fim cu luarea minte, nu cumva, valoarea noastră fundamentală, sau valorile noastre fundamentale, să obnubileze, să acopere noi
valoarea duhovnicească, perspectiva duhovnicească asupra vieții. Pentru că omul cel vechi, în oricare dintre noi, încearcă mereu să se impună. Omul cel vechi nu se poate mântui. Singurul care se poate mântui este omul cel nou. Și în fiecare dintre noi, din momentul primirii tainei botezului, există o luptă între omul cel nou care trebuie cultivat și omul cel vechi care ca o buruiană răsare mereu. În fiecare dintre noi, începând cu mine. Dacă reușim din când în când să avem perspectiva duhovnicească asupra vieții, atunci ne va fi mult mai ușor să ne pregătim pentru împărăția cerului. De fapt, numai cu această perspectivă duhovnicească ne putem pregăti pentru împărăția cerului. Dar această perspectivă duhovnicească trebuie cultivată și nu este ușor de dobândit. Și nu este ușor de păstrat. E adevărat că ne ajută Harul Sfântului Duh. Dumnezeu pentru aceasta s-a făcut om, ca omul să se îndumnezească. De aceasta Sfântul Duh s-a coborât peste apostoli, ca în tainele bisericii, El, puterea Lui, lucrarea Lui simțitoare să se împrăște, să se răspândească în lumea întreagă, deci peste fiecare dintre noi. Dar nici ispititorul, deși scos afară din adâncul sufletului nostru, nu a fost scos afară din lumea aceasta. Acela va fi momentul la sfârșitul veacului. Până atunci, din afara sufletului nostru, dar din lumea aceasta, încearcă mereu să arunce semințele cele rele. Buruienile, neghina, astfel încât omul cel vechi să stăpânească în noi. Și prin intermediul omului cel vechi, de fapt, el să stăpânească în noi. Irod și el ar fi putut să fie omul cel nou. Dacă s-ar fi închinat cu adevărat lui Hristos, dacă ar fi vrut cu adevărat să-L adore pe Hristos așa cum magii a făcut-o, ar fi venit, l-ar fi adorat și ar fi fost primul rege creștin. Și ca dovadă am mai avut de-a lungul timpului, chiar și împărați creștini, am avut conducători de stat creștini practicanți. Nu doar cu numele. Cu hibele lor, cu ispitele lor, cu încercările lor, dar în fond încercând să trăiască în sufletele lor această prezență a lui Hristos. Nu a făcut Irod aceasta, după cum ne știm. Și atunci, ca să rezolve problema lui, a omorât toți copiii din jurul Ierusalimului, pe o rază de cam 20-30 de kilometri, se spune, inclusiv până în Rama, care acum este Ramala. Toți copiii mai mici de 2 ani. După timpul pe care l-a făcut de la magi, în Evanghelie nu se precizează care este timpul, de aceasta și oscilațiile mele. Probabil că magii au spus că au văzut steaua cu câteva luni înainte, cu 9 luni înainte, cu un an înainte. Și ca atare Irod, ca să fie sigur că nu-i va acest prinț, acest împărat anunțat chiar de semne cerești. Și iară să spunem în Snaxarul zilei, pus pe seama Sfântul Ioan Damaschin, de foarte multe prorocii din alte părți decât din Israel, de tot felul de de tot felul de proroci care altfel sunt mincinoși și totuși aici, spre marea încurcătură a celor care ascultau, au vorbit pe larg despre nașterea lui Iisus, a unui mare împărat dintr-o fecioară. În momentul respectiv, deci, Irod ce a făcut? I-a omorât pe toți pentru ca să fie sigur că nimeni nu va lua putere. Un răspuns foarte tipic pentru dictator. Dacă ai puterea să faci rău sau să faci bine,
îți vei manifesta acea putere, dar dictatorul își impune totdeauna răul. Pentru că binele nu se dictează. Binele, dacă este prezentat, toată lumea îl dorește. Și ca atare, dictatorul își impune răul. Universal, pentru ca să-și apere puterea. Foarte interesant ca imaginea lui Antichrist, care la rândul lui încearcă să pună mâna pe puterea absolută și ca atare se manifestă ca și cum ar avea puterea absolută. Puterea absolută înseamnă o imitație deformată a puterii pe care Dumnezeu o are asupra lumii. La un moment dat, Dumnezeu și în Vechiul Testament spune, iată, spune înainte calea vieții și calea morții. Apoi, într-o scriere imediat pusă în generația apostolică, ai în față lumina și întunericul. Alege viața, alege calea vieții, alege lumina. Ca și Satana, care le pune în față lui Adam și Evei posibilitatea de a mânca din fructul oprit și înșelându-i că dacă vor mânca, vor dobândi cunoștința binelui și a răului și nu vor muri. Ce poate să facă puterea din lumea aceasta? Niciodată să dăruiască viața. Puterea dictatorială din lumea aceasta amenință cu moarte. Și poate să mă omoare. Spune Mântuitorul la un moment dat, nu vă temeți de cei care vă omor, vă pot omorâ trupul. Și temeți-vă de cei care vă pot duce și sufletul în iad. De asta spun că este un bun tip sau o bună prevestire pentru Antichrist. Irod era mare și dictator absolut în Iudeea, o mică provincie din Țara Sfântă, din Imperiul Roman, într-o margine Imperiul Roman. Și această putere absolută și-a folosit-o ca să omoare pe toți pruncii pe această rază. Nu numai atât, se știe, pe urmă, din istoria sfântă, aș spune, că prinzând de veste că pruncul a scăpat cumva, și a pus permanent echivalentul securității lui, agenți a trimis să-l omoare, să încerce să-l omoare în Egipt, ani de zile, până când el a murit, până când Irod a murit. L-a omorât și acolo în Egipt, ei păstrează foarte bine amintirea aceasta a locurilor unde a stat Iisus cu Maica sa Sfântă și cu Iosif și cu cei care erau în preajmă, pentru că Iosif n-a plecat, doar el și cu Maica Sfântă au plecat, sau cel puțin s-au reunit acolo cu familia lărgită și Iacob, frate Domnului, era cu ei acolo. Deci a încercat să-i omoare, deși pentru el ar fi trebuit să fie evident în momentul în care Iisus a scăpat în chip minunat, că acolo este ajutor divin. Mă interesează și acest aspect. Antichristul, având putere, ne va propune în față viața sau moartea, dar de fapt nu are decât puterea de a omorâ, niciodată nu are puterea vieții. Mă interesează și un alt aspect. Hristos a fost scăpat în chip nu de Dumnezeu Tatăl, împreună cu cei care erau în preajma sa. În chip nevăzut, a putut pleca în Egipt. În Egipt însemnând locul, pentru ei, probabil că unul dintre locurile blestemate ale din istoria poporului evreu, pentru că acolo au suferit robia cea mare, în care au fost omorâți toți prunci de parte bărbătească pentru câteva vreme. Un al doilea moment important și al doilea loc blestemat, să spun așa, din istoria poporului evreu, este robia babiloneană. Deci Iisus părăsește în chip minunat Țara Sfântă pentru o destinație pe care oamenii o credeau
rea. Și în felul acesta scapă de persecuția lui Irod. Trebuie să păstrăm nădejdea aceasta. Dumnezeu, cum am mai spus și o să mai spun, ne dă totdeauna posibilitatea să alegem, chiar dacă alegerea noastră poate să pară strâmbă pentru oameni, poate să pară smintitoare pentru oameni. Ne dă posibilitatea cumva să stăm cu El împreună. Niciodată nu ne abandonează. Adevărat, au fost mulți martiri, dintre care cel din tâi vom aminti mâine, Sfântul Ștefan, care au murit în timpul persecuțiilor lor. N-au fost scăpați în viața aceasta închibinată. N-au fost făcuți nevăzuți de Dumnezeu și duși într-o insulă a fericiților sau cine știe ce alt tărâm minunat. Sau într-o altă pustie sau în altă parte. Și pentru lumea care a văzut și care a apreciat doar viața de aici, moartea lor a fost pilduitoare. Și pentru cei care nu cred în Dumnezeu și în viața veșnică, moartea lor este pilduitoare și smintitoare. Nu i-a ajutat Dumnezeu niciun fel. Sfântul Ștefan a fost ucis cu pietre. Pietre aceea n-au zburat în toate părțile când se aruncau după el, cum s-a întâmplat în alte cazuri. Și atât și atâți, mii și mii, că avem calendarul plin, sau milioane, cum spune Părte Cleopa, de martiri, au fost uciși în fel și chip. Deci, nu așa cum crede lumea, au scăpat ei. Ci sufletul lor le-a scăpat nevătămat, chiar dacă trupul a trebuit să piară. De ce a trebuit să piară trupul? Pentru că nu s-au supus stăpânirilor, lumilor, stăpânii care aveau o conducere aberantă și prin care sufletul se pierdea de fapt dacă ai fi ascultat de acea conducere. Am spune, da, Hristos totuși a scăpat cu viață, n-a fost omorât atunci. Și dacă ar fi fost omorât atunci, n-ar fi adus mântuirea. El, din momentul în care s-a întrupat în pântece fecioare, din momentul respectiv, firea omenească deja era pentru totdeauna legată, unită, la loc, reunită cu firea dumnezeiască. Nu a fost omorât atunci, după cum explică mai mulți Sfinți Părinți, pentru că să nu credem noi că a fost doar o înșelare. Ce a apucat, ce a vrut, el cu puterea lui și puterea tatălui, că este aceeași lucru, să trăiască acești 30-33 de ani, pentru ca oamenii să-l cunoască ca fiind om, pentru ca să apuce să vestească Evanghelia, să apuce să ne întărească în credință și în încredere. Ceilalți pruncii uciși sunt numiți primii martiri, pentru că au fost uciși din pricina lui Hristos. Nu au fost întrebați dacă se leapădă sau nu se leapădă. Vedeți, Anticristul se poartă abuziv. S-a purtat abuziv, se poartă abuziv, se va purta abuziv până la sfârșitul veacului. Având puterea să facă bine sau rău, va alege să facă răul, nu binele. Și va alege să impună acest rău cu forța pentru ca să domine, pentru ca să-și păzească puterea. Va alege să își impune răul cu forța fiecăruia dintre noi, prinzându-ne slăbiciunea noastră, a oricăruia dintre noi. Slăbiciunea aceasta o avem pentru că suntem oameni și pentru că suntem integrați într-o societate. Nu trăim niciun dintre noi în pustie, în junglă, în munți. Și chiar dacă am trăit în munți, în pustie și în junglă, la țară, cum s-a spus,
Iată că Stalin, de pildă, a omorât toți țăranii ucrainieni fără nicio problemă. Iar la noi în țară știți foarte bine că partizanii în munți au fost urmăriți și decimați, omorâți cu toții, practic, cam în 10 ani, cu o singură excepție. Virgil Ogoșan, Virgil, nu mai știu cum cheamă. Deci toți, practic, câteva sute de grupuri, sute de oameni au fost omorâți. Așadar, niciodată salvarea de anticrist nu vine pe verte orizontal. Oricare dintre noi suntem prinși într-un fel sau altul în societate. Și ca atare, acea legătură între noi și societate va fi folosită de anticrist pentru ca să ne spună, ca și diavolul, că nu avem altă putere de a continua să trăim în această societate decât supunându-ne lui. Ce înseamnă legătură cu societatea? Poate eu nu, dar prin copii, prin părinți, prin cei dragi ai mei. Cumva există o legătură, există o integrare socială de care anticristul va profita. Ce pot eu să spun acum, vorbind despre acești prunci uciși, este că deși pare că nu avem nicio scăpare față de această persecuție a anticristului, în mod sigur, dacă ne așezăm în fața lui Dumnezeu și nu alegem calea cea ușoară de a ne face frate cu dracul până trecem puntea, pentru că, pe urmă, rămâi în robia dracului, chiar dacă se pare că poți să-l păcălești pe urmă, cu greu poți să te pocăiești, ca tâlharul cel de-a dreapta este aproape cu neputință de fapte drept. Nu sunt că e cu neputință până în ultima clipă, dar e foarte greu. Și atunci prefer să aleg calea cea mai complicată și cea mai grea, pe care Dumnezeu mi-o va pune în față. Diavolul, când suntem într-o ispită, ne arată, încearcă să ne hipnotizeze, să ne arate că singura scăpare din ispită este păcătuirea și atunci vom duce bine, vom trăi bine mai departe în viața aceasta. Dumnezeu, dacă vom căuta către El, ne va arăta că putem să păcătuim, da, sau putem să nu păcătuim, ceea ce este totdeauna mult mai greu, dar dacă nu vom păcătui, vom fi împreună cu El. Că vom fi împreună cu El în lumea aceasta, contează mai mult sau mai puțin. Ceea ce contează este să fim împreună cu El în veșnicie. Că soluția pe care o va da nu va fi niciodată la îndemâna oamenilor, omului celui vechi, de asemenea adevărat, poate va fi o soluție disprețuită de omul cel vechi. Important este că vom fi cu Dumnezeu. De aceea, în momentul în care vorbim astăzi de această omorâre a pruncilor, integral omorâre a pruncilor, și despre salvarea minunată a lui Hristos și a celor din preajma Lui, să fim cu luarea minte și să ne gândim că într-o paradigmă asemănătoare în care trăim, într-un fel sau altul, dacă vom căuta să fim împreună cu Dumnezeu, vom fi scăpați de Dumnezeu. Fie că vom fi scăpați în lumea aceasta, dar nu acesta trebuie să fie scopul nostru pentru care să cădem la Dumnezeu, fie că vom fi mântuiți. De asemenea, și asta trebuie, cu asta închei, vă aduc aminte că, deși Irod a poruncit să fie omorâți toți prunci sub 2 ani din zona Ierusalimului, n-a reușit această porunca lui să fie îndeplinită absolut și perfect la capăt. Nu numai Hristos a scăpat, și Ioan Botezător a scăpat, poate și Natanael a scăpat. Niciodată anticristul are impresia și dă impresia, îți dă impresia că nu ai scăpare, el poate să te urmărească oriunde, știe totul despre tine, face ce vrea cu tine, trebuie doar să te supui, n-ai nicio scăpare. Niciodată nu este așa. Indiferent de puterea pe care el și-o crede că o are, indiferent de tehnologia pe care o folosește, totdeauna anticristul, chiar în puterea diavolului, în subordinea diavolului fiind, nu va avea putere absolută.
Vor fi unii care vor scăpa. Cum? Evident că nu supunându-se Antichristului, ci aleși de Dumnezeu. De ce aleși aceia de Dumnezeu și nu alții? Pentru că aceia au avut un rol deosebit în istoria mântuirii. Ioan Botezătorul, poate și Natanael, Hristos, evident, Iosif, Sfânta Fecioară, Iacov, care ar fi probabil că în momentul care s-ar fi fost omorât pruncii, probabil că i-ar fi pus și pe ăștia, la încercare, de altfel Iacov a fost și omorât, mai departe, mai târziu. Au un rol important deosebit în istoria mântuirii. Avem noi un rol în istoria mântuirii? Noi, de aici? Nu. Suntem prea mici ca să vorbim de istoria mântuirii lumii orizontale. Dar avem un rol extraordinar în mântuirea noastră și a celor din jurul nostru. De aceea am tot încrederea că atâta timp când vom sta și vom încerca să fim cu inimă curată și cu adâncă smerenie în preajma lui Hristos, Domnul, Dumnezeu știe cum și Maica Domnului Preasfântă și Sfântul Iosif, Ioan Botezătorul și ceilalți sfinți știu cum, ei știu cum, eu nu am ce am încredere, ne vor ajuta să trecem cu bine peste ispitele Antichristului, încât, într-un fel sau altul, să ajungem să ne mântuim noi și toți cei dragi noștri. Amin. Să ridicăm pentru el.